Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezența mass mediei. Conferința de astăzi de presă este ocazionată de faptul că astăzi avem o delegație extrem de importantă de la Consiliul Concurenței. Aș vrea să-i nominalizez pe fiecare în parte. O delegație care a venit în județul Bacău pentru a prezenta cultura concurenței la nivel național și plus de a prezenta și instituția și de a realiza întâlniri atât cu autoritățile locale din județul Bacău, cu instituțiile deconcentrate și în partea a doua cu mediul de afaceri. Le urez bun venit domnului Dan Pascu, domnului vicepreședinte a Consiliului Concurenței, domnului Dragoș Vasile, consilier de concurență, domnului Daniel Picu, secretar general, domnului Daniela Bădilă, nu este, Adrian Comănescu, director, Irin Lucian Stroi, inspector concurență, greșesc undeva? Nu cred că am... Eu am o listă aici, Irina Popovici, nu ne apare. Domnul vicepreședinte, vă rog, dacă... Despre activitatea noastră, deci ne concentrăm pe toate pe ajutoare de stat, pe de altă parte pe atitudinea întreprinderilor pe piață. Și aici m-aș ruga să spun și câteva cuvinte despre investigația noastră. Dar vreau să vorbesc chiar de la care este misiunea Consiliului Concurenței, care este misiunea instituției noastre. Probabil că este cunoscută. Misiunea noastră este să promovăm interesele consumatorilor prin protejarea concurenței. Prin protejarea concurenței și a mediului concurențial normal. Cum facem acest lucru? Avem, în mod primordial, trei cări, și anume interzicerea înțelegerilor între firme, cartelurilor, interzicerea abuzului de poziție dominantă, controlul concentrărilor economice, astfel încât să nu se creeze poziții dominante. Și acestea sunt direcțiile primordiale. E felul în care noi luptăm. Luptăm pentru ca piața să funcționeze corect. Luptăm ca să asigurăm o creștere economică. Luptăm împotriva majorării prețului. Asta e metoda noastră esențială de luptă împotriva majorării prețului. Noi am desfășurat partea care, să spunem, că s-a numit antitrust. Adică ce facem? Facem investigații acolo unde avem indicii că ar putea să fie, ce ziceam, înțelegeri între firme, înțelegeri indicii sau abuz de poziție dominantă. Am declanșat, de exemplu, în 2021, 16 investigații. În sectoare importante, ar fi energie, medicamente. Numărul investigațiilor declanșate în 2021 e mai mare decât în anii precedenți. Am avut și cazuri... o investigație deosebită. O numim nou coach. Nou coach e o investigație pe care n-am mai avut-o până acum. Se referă la forță de muncă. Și anume, e o înțelegere, sunt indicii, nu să spun că o înțelegere, sunt indicii că ar fi o înțelegere între firme ca să nu angajeze de la celelalte firme, să nu atragă, să nu... și să nu angajeze în final. Să nu se recruteze reciproc forța de muncă și atunci... Ca piața muncii ajunge să înghețe, dar înainte oamenii nu au posibilitatea să schimbe angajatorul, este un domeniu foarte specific.
piața muncii e mică, restrânsă, în domeniul respectiv, iar oamenii nu au posibilitatea să migreze, să-și caute un loc de muncă mai bun, dacă doriți dumneavoastră. Prin asta, evident, nivelul de salarizare îngheață și el, că angajatorul poate să-și permite să plătească în alte condiții decât dacă ar ști că un salariat are posibilitatea să schimbe angajatorul. Ei, neavând posibilitatea, întreprinderea poate să îngheță și nivelul de salarizare. Și noi avem indicii, o presupunere. O să vedem dacă este sau nu este așa la final. Evident, întreprinderile beneficiază la momentul acesta de prezumție de nevinovăție. Da, am menționat-o pentru că e ceva nou. E foarte interesant. Eu, captivați. În Europa, suntem prima autoritate care a declanșat o investigație de felul acesta. El a început acum vreo 10 ani de zile în Statele Unite ale Americii, în Silicon Valley, unde întreprinderile mari de software au procedat în acest fel, pe de-o parte. În Europa a mai fost o investigație de felul ăsta la cluburile de fotbal din Portugalia, cred. Și acum avem în Lituania una pe cluburile de basket, ceva de felul acesta. Însă de piața muncii reală, asta, liberă. Nu există nicio investigație declanșată la nivelul Uniunii Europene, cel puțin la acest moment. Deci comisarul pentru... Comisara pentru concurență a anunțat declanșarea unor investigații încă din toamna trecută, doamna Vestea, însă presă încă nu a produs. Deci, asta e un element de noutate. Foarte important de zis pentru noi e cartea de înțelegere de preț. Am avut, de exemplu, anul trecut o investigație finalizată în zona Farma, vorba de imunoglobulină, în care în investigație s-a descoperit că furnizorii de imunoglobulină pe piață s-au coordonat și au coordonat politicile, au discutat între ei și au coordonat politicile ca să reducă drastic oferta pe piața românească. S-a creat o criză a imunoglobulină. Au mai fost cazuri, de exemplu, de poziție dominantă în zona de energie de gaz. Nu prețul de energie, ci e vorba de comportamentul de o anumită firmă de gaz. Abuzurile, în ceea ce privește prețurile, să știți că o firmă dominantă, firma aceea care ocupă o mare cotă de piață, o firmă dominantă trebuie să fie extrem de atentă cum se comportă, inclusiv la majorări de preț. Pentru că, în cazul în care practică prețuri inechitabile, spune legea, noi le mai numim pe scurt prețuri excesive, asta e un abuz grav. Și însă analiza unui astfel de abuz e complicată. E complexă. E complexă. Pe totul complexă. Înseamnă un mix de analize. Analize cantitative, de exemplu, profitabilitate. Analize comparative, față de prețurile altor furnizori. Și analize calitative, care sunt caracteristicile firmei, care sunt caracteristicile pieței, e foarte complex. Și prețul acesta abuziv, prețul excesiv, poate să fie prin el însuși, adică față de valoarea economică. Este un concept foarte important. Sau prin comparație cu alții. Așa cum spun. Ce mai vreau să comentez aici, pentru că mi s-a depășat de mai trecut în cadrul caravanei. Noi am luat deciziile despre respective, am sancționat anumite întreprinderi, însă deciziile se află în fața instanțelor de judecată care verifică legalitatea în emiterilor, faptul dacă
sunt nemenii motivate, iată fața instanței de judecată, evident, întreprinderile beneficiază mai departe de prezumția de nevinovăție. Noi, pe final de procedură administrativă, am considerat că există încălcare. La o instanță am verificat dacă argumentele noastre sunt valide, sunt legale sau nu. Suntem cenzurați întotdeauna. Decizia noastră nu e definitivă. Decizia definitivă în instanțe, acolo unde suntem, unde sunt atacate deciziile. Dar și așa, în relația cu instanțele de judecată, vă pot da o mică statistică. Noi am avut calitate procesuală în 240 de dosare de concurență. Astea se judecă la Curtea de Apel, București, în prima instanță. 90% am avut câștigă. Apoi ele merg în apel la în alta curte de casație și justiție, unde am avut 92%. Adică încercăm să ne facem treaba cât mai corect posibil. Revenind la prețurile acestea excesive, cum le numim noi, de fapt prețuri inechitabile, să spunem, exercitate de firme în poziția dominantă, am avut un singur caz. Și în Europa sunt foarte puține cazuri. Poate ați înțeles. E destul de greu să demonstrezi acest lucru. Nu e posibil. Dar asta nu înseamnă că nu ne preocupă prețurile. Ne preocupă foarte mult. Pentru că, în afară de acțiuni, intervențiile acestea pe piață, pe care le facem, prin investigații, sancțiuni, de multe ori, haideți să le numim HAP, intervenții HAP-PAP. Noi avem și intervenții SOT. Adică, ce mai facem? Facem studii de piață. Urmărim, monitorizăm prețuri. Să știți că noi monitorizăm prețurile. În perioada pandemiei am monitorizat prețurile la produse sanitare, teste, mască. În prezent monitorizăm prețuri la produse alimentare, și anume la 15 produse alimentare pe care le luăm, produse importante în coșul de consum. În același timp, produse care au avut crește foarte mare prețuri. Avem în curs o numim cercetare exploratorie, pe care se va finaliza spre toamnă, pe această problemă. Monitorizăm însă și prețurile la combustibil, benzină, motorină, facem comparații cu prețurile de plan european. Monitorizăm prețurile la energie termică, scuzați, la gaze naturale și la energie electrică. În momentul ăsta, când preveniți, Consiliul Concurenței a dezvoltat o aplicație pe care ea, cred, din partea aceasta destul de populară, se numește Monitor Plețetiv, e accesibilă și pe Android și pe iOS. Are două componente, prețul ale bunurilor de consum și, pe de altă parte, prețul de carburant. Și e foarte smart pentru că vă localizează, dacă aveți o aplicație și între timpul o aplicație pe un smartphone, vă localizează poziționarea și vă arată într-o rază de 4 km din nou toate stațiile de benzină și vă arată prețurile de acolo, așa fel încât, deci noi am întors un pic transparența asta și către consumator. Marile rețele de carburanți își verifică prețurile și știu mereu unde celălalt. Știu și acum. Ei, atunci noi am întors transparența asta și către consumator, în așa fel încât dumneavoastră, dacă vă descărcați aplicația, știți, într-o rază de, o să cați dumneavoastră, 2 km, 3 km, 4 km, unde sunt poziționate stații și care sunt prețurile. Pe benzină, la 95, pe premium, pe diesel. Asta e un instrument foarte, foarte util, mai cu seama pe lucrurile astea, pe care e de realmente exploatat. Și avem monitorul de asemenea pentru produse alimentare. Pentru produse alimentare. Ce vă spuneam, cercetarea, urmărirea acestor produse se bazează pe datele din monitor. Da.
anul 2022, ca să spun câteva cuvinte, e un an dificil. În primul rând, datorită contextului, mai ales inflația asta, care vine foarte mare. În cazul, în aceste condiții, suntem interesați ce fac întreprinderile. Întreprinderea, de regulă, se protejează împotriva inflației. Cum se protejează? Transferând costurile. Transferând costurile mai departe spre consumator. E bine, sunt și întreprinderi care uneori transferă în mod nejustificat, nu știu, mai mare decât ar fi necesar. De asta, comportamentul firmelor în această privință este important. Este important și e o problemă care se discută peste tot în România. Se discută în întreaga lume, pot să spun. În Europa, în Statele Unite, și se pune întrebarea ce poate să facă guvernul, autoritățile, ce pot să facă privitor la aceste comportamente, la aceste fenomene. Sigur că prea sunt instrumente de luptă împotriva inflației, instrumentele de luptă în politica monetară, dar nu este de competența Consiliului Concurenței. Ce putem să facem noi, în afară de cum vă spuneam, să ne îndeplinim sarcinile pe care le-am primit prin această administrare a Consiliului Concurenței, aceste investigații, să fim mai atenți la eventuale înțelegeri. Noi de asta nu utilizăm prețurile. Nu utilizăm prețurile ca să vedem dacă apar anomalii, dacă sunt indicii de înțelegere, și să știți că am avut un caz care a pornit de la monitorizare, sau a pornit de la investigația, a pornit de la o situație de creștere a prețurilor în 2017. Probabil că o să mai facem mai multe studii, o să monitorizăm, o să extindem monitorizarea la mai multe piețe. Probabil că o să colaborăm mai bine cu alte autorități, ANPC-ul, de exemplu, sau mai ales cu reglementatorii. Zona ANRE, zona ASF, avem discuții mai intense în ultima vreme. Cam asta e. Am să rog și pe domnul prefect să spună câteva cuvinte și ulterior o să dacă binevoiți să adresați dumneavoastră întrebări participanților ca să devină oarecum interactivă, că sunt convins că este un subiect extrem de important, mai ales în situația dată. Da. Vă rog, domnul prefect. Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu, îl salut pe domnul președinte, vicepreședinte Pascu și delegația domniei sale prezentă astăzi în Bacău. Cred că e binevenit demersul Consiliului Concurenței de a descinde la nivel regional și în județe pentru a face, pe de o parte, mai bine cunoscută activitatea acestei instituții, rostul și rolul acestei instituții în economia statului român în cele din urmă. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că situația în care ne aflăm, contextul, pentru că colegii din conducerea Consiliului au evocat, știu eu, mai multe probleme în zona piețelor de energie, poziții dominante și așa mai departe, prețuri abuzive, inechitabile. Cred că ce se întâmplă, inclusiv în contextul războiului din Ucraina, urmările acestei agresiuni militare, precum și aspirațiile Uniunii Europene pentru o piață mai verde, și mă refer aici la Green Deal, Fit 55 și toate politicile de mediu orientat, mecanismul de tranziție justă, vor reclama o prezență din ce în ce mai consistentă a Consiliului Concurenței în piețele de profil, pentru că eu cred, și aceasta este presupunerea mea, bineînțeles, cred că vom avea de-a face cu tot felul de încercări de distorsionare în acest context dat ale piețelor respective.
Aș vrea să fac o scurtă paranteză și să închei cu asta intervenția mea. Sigur, dincolo de bunăvoința și diligența acestei instituții care, cel puțin în zona domeniului ajutorului de stat, susține antreprenorii, autoritățile administrației publice locale și alte entități care apelează la expertiza Consiliului, eu cred că ne facem rău și cu mâna noastră. Și aș vrea să trec în revistă un subiect din zona municipiului Bacău inclusiv. Este vorba despre situația operatorului de termoficare Termoenergie, operatorul care deservește municipiul Bacău și care este deținut de către Municipalitatea Bacău și care, din cauza, mă rog, unei gestiuni defectuoase la nivelul instituției primăriei Bacău a situației financiare a acestei companii, se află în punctul în care a pierdut în acest an schema de ajutor de minimis pe care statul român o oferă către producătorii de energie din surse regenerabile și de cogenerare de înaltă eficiență. E vorba de o sumă cifrată undeva între 8 și 10 milioane euro pe care compania nu o va mai primi, sau cel puțin la acest moment nu este în postura de a nu o primi, pentru că capitalul social al societății nu a fost crescut, nu a fost ajustat la nivelul anului 2022. Situația financiară a societății este din ce în ce mai precară, motiv pentru care compania a ajuns în situația de a fi o societate cu dificultăți, fiind eliminată de la obținerea acestei scheme de ajutor de minimis pe care statul român o oferă societăților despre care am vorbit. Sigur, domnii de la Consiliul Concurenței au o activitate tangențială cumva cu situația descrisă, pentru că autoritatea de reglementare este ANRE, dar iată că ne facem rău cu propria noastră mână în cele din urmă, oricât diligență ar avea instituțiile statului pentru a sprijini unitățile administrației publice, UAT-urile aflate în situații de felul cele descrise anterior. Salut încă o dată prezența colegilor de la Consiliul Concurenței și sper că în cursul zilei de azi o să avem de asemenea întâlniri fructoase cu atât cu primarii cât și cu reprezentanții mediului de afaceri. Mulțumesc! Da, asta vreau să vă subliniez. Faptul că delegația condusă de domnul vicepreședinte Pascu va fi completată ulterior cu domnul președinte Chirițoiu la întâlnirea cu mediul de afaceri, se desfășoară pe două componente, întâlnire cu autoritățile locale de la nivelul județului Bacău. Noi de aici o să mergem la CAEX pentru o întâlnire cu autoritățile locale și cu instituțiile deconcentrate din județ și ulterior pe seară la o întâlnire cu mediul de afaceri. Asta subliniază cele două componente extrem de importante. Sprijinul ajutorului de stat pentru dezvoltarea județului și nu numai a României și pe de altă parte și măsuri anticoncurențiale. Sunt convins că ieri în cadrul întâlnirii de la Aerostar au fost întrebări pertinente și delegația de la Consiliul Concurenței a răspuns cu succes, chiar am avut semnale pozitive. Sper ca în decursul acestei zile să avem tot așa o întâlniri care să genereze și soluții la problemele pe care le are județul Bacău. Eu pentru asta le mulțumesc domnilor pentru faptul că au venit în județ și ce am sesizat, de fapt, cam ceea ce și este, Consiliul Concurenței este un partener atât față de autoritățile locale, cât și față de mediul de afaceri. Ca atare, dacă nu mai sunt alte completări, o să vă dau cuvântul de asta dacă aveți întrebări. Vă rog. Nu vreau să așteptare. Aș fi curios să aflu dacă creșterea imediată a prețurilor la produsele din GM, respectiv schift al măștilor, a fost una corectă sau un abuz din partea
Asta e de toată campania monitorizată. Pentru că și la momentul de față e cam același preț. Pe perioada pandemiei, într-adevăr, prețurile au crescut. Am avut asta de creștere, dar întrebarea asta se referă la mult, spuneți, dacă a fost corect. Are o dimensiune etică, evident. A fost jocul ăsta, cererii și al ofertei, o cerere enormă, enormă într-un context în care noi nu știam ce se întâmplă cu viețile noastre. La o ofertă limitată, pentru că mășile nu erau în primul rând să produceau în România, iar ce era disponibil pe piață la momentul respectiv, o cantitate foarte, foarte mică. La fel și spitul, că erau rafturile, îmi amintesc că mă duceam să cumpăr, am încercat să cumpăr și erau rafturile goale, în supermarketul în București, unde găseam. N-am găsit niciun indiciu al unui înțelegeri între întreprinderi să le crească, cu noi de asta nu cumpăr, înțelegerile ilicite între întreprinderi. A fost realmente o expresie a dezechilibrului acut între cerere și ofertă. O ofertă foarte mică și o cerere foarte mare. Acum, o să avem la dispoziție, mi s-a pus, mi se va pune la dispoziție un instrument legal cu care să operăm în situații limită, strictă numărată de lege, cazuri de mobilizare generală, cazuri de război, cazuri de pandemie, în care astfel de creșteri nejustificate, care ies din orice proporție între cost de producție sau de achiziție și preț de revânzare, să le putem opri și să le putem sancționa. Dar strict pentru perioada pandemiei, n-am. Deci, pe de o parte, n-am avut niciun instrument de îndemână, iar pe de altă parte, nu am constatat sau n-am avut indicii care ar exista înțelegeri între întreprinderi să crească prețurile. În al treilea rând, cum vă spuneam, există o explicație obiectivă, rațională, de disproporție, de dezechilibru între o cerere foarte mare și o ofertă foarte mică. Monitorul prețurilor n-a putut prezenta câtă vreme a fost atacat site-ul RomPetrol prețurile produselor acestei companii. Așa este. Eu verificăm zilele lucrul ăsta, de care de fapt mă și documentez cum mai scriu vis-a-vis de... Dar acum, la momentul la care vorbim, prețurile mai sunt afișate. La perioada asta de lună și ceva, nu apare ca și... RomPetrol fiind o companie importantă în piața carburanței. Este pe acolo, vă spun că nu-i... Adică, voi informați de pe site-urile lor sau vreau trimiteau cumva... Nu de pe site-uri. Ne transmit, au obligația să ne transmită. S-a introdus acest instrument legal. Au obligația să ne transmită. Ideea este că nu știu în ce măsură le-a aplicat sistemele. Nu a fost la un site, dar s-ar putea să nu fi putut ei să opereze sistemele lor informatice ca să le transmită în timp real modificările de preț. Deci nu știu natura disfuncționalității pe domeniul ăsta de IT de la ei. De actualitate e verificarea asta pe care o faceți în domeniul carburanților. Putem spera, e retoric ce mă întreb acum, putem spera că situația în care vor fi sancționate aceste companii va scădea și prețul la carburant? În primul rând, vor fi sancționate dacă vom găsi indicii, așa cum vă spuneam, indicii de înțelegere sau de comportament indicii. Noi n-am găsit. Prețurile la carburant sunt sub din media europeană, cam cu 5% și la benzină și la autorină. Dar o să spuneți că asta nu ne încălzește. Nu? Nu ne încălzește.
că e sub 5%, pentru că spunem că este mare pentru noi. Din păcate, nu există surse de cumpărare pentru diverse țări în funcție de puterea de cumpărare. Că toți cumpără din același loc. Și noi și ceilalți. Iar piața pentru aceste combustibili este deschisă. Noi nu suntem, se spune, oarecum un mit, dacă vreți, că suntem producătorii, dar producători de benzină, de petrol. Nu, noi avem din import cam 70%. Deci depinde de piața. Există 30%. Nu, 30% producție interne. Deci noi suntem producători. Noi avem 30%, dar asta nu înseamnă că producătorii aceștia cu 30% pot să practice un preț mic în România și un preț mare afară. Nimeni nu înseamnă. Că dacă e prea mic, exact. Dacă e prea mic, se exportă. Nu poți să oprești. În Uniunea Europeană nu se poate. În piață internă. Se poate în India, de exemplu, am înțeles că au protejat industria zahărului și nu mai exportă zahărul. Dar la noi nu se poate. Sigur că, uitați, în Marea Britanie, de exemplu, guvernul a fost foarte supărat benzina, o parte din benzina, pentru că ei au redus taxa cu vreo 2 penny, iar benzinarii n-au redus prețul la extern. Și atunci, Boris Johnson a spus, e rușine ce faceți, eu să vă fac public numele, ca să facă de vesel. Nu are ce să facă așa. Nu mai sunt mare, că cu pâine, dacă v-am închis, sunt ascultă TVA-ul, da. Astăzi și prea, din potrivă, da. Da. Ce să facem? Asta trebuie și noi să procedăm ca producență. Pentru că noi o să facem de asta. A, pe produsă, petroliere, dar avem niște grafice de câte ori statul a urat la TVA, benzina a urmat. Adică în situația în care au scăzut la interval, relativ scurt de timp, au scăzut și prețul. Problema că nu TVA la accize, mă scuzați, le-a spus. Și la și funcție de bus, că se spune că când scad prețurile, nu scad și la bus. Nu scad imediat. Da. Dar deschid. Aici e o discuție mai lungă. Prețul din orice caz, la benzina pe piață, cel puțin în opinia relativă la piață globală. Asta spun oamenii care se plice mai bine decât bine la energie. Cum spunea domnul Vasile înainte, un producător român dacă are benzină, dacă are preț mic pe piața în România și are preț mai mult în Slovenia, o scoate în Slovenia dacă poate să suportă cheltuielile de transport. Adică, e o piață absolut liberă și încă o dată suntem sub media europeană, suntem undeva dintre cele mai ieftine 5 state pe preț la carburanți în Uniunea Europeană, împreună cu, nu știu, Malta, Cipru, Croația, Polonia, Polonia, o presă care învăță de tot la acciză, nu accizează deloc carburanții. Însă, indicii care exista o înțelegere între comerciații de produse diesel și benzină în România nu există. Mai mult decât atât, curbele de preț din România sunt paralele cu media europeană, un pic de sus. Deci urmează trendul vieții. Iar la începutul lui martie, dacă mă țineți dumneavoastră minte, când pe alta țări a apărut localitatea Beiuș, dacă nu știa cum a Beiuș, când au explodat prețul, au explodat peste tot în Uniunea Europeană, iar diferența dintre prețul nostru și media europeană a crescut. Adică la noi explozia a fost un pic mai mică, un pic mai atenuată pe început de lună martie, după care și-au mai venit și s-au stabilizat undeva la 59 de ani. Deci răspunsul care e ceva întrebat? Puteți spera... Retorică întrebare. Nu se răspunde. Dați-mi voie, să spun așa. Făceam un prefect înainte referit la Green Deal. Tranziția asta
cred că economia verde ar putea să ia un pic de presiune de pe prețurile la combustibilul fosil. Însă dacă vă uitați ce se întâmplă la nord de noi și la luați în considerare și decizia politică a Uniunii Europene să se decupleze de la sursele de energie fosilă venită din Rusia, asta nu scade presiunea pe preț. Deci eu nu sunt optimist în ce privește scăderea prețurilor combustibilului în Europa, în contextul pe care l-am luat. Mă gândeam pe dacă s-ar fi aplicat în opteza în care se justifică o sancțiune, avea obligația să-și revină la prețul 1, înainte. Sigur, dacă ar fi o dacă exista o situație de felul ăsta, sigur că nu. Da, ce să spun, inițiativa de a veni și de a umbla și prin țară este lăudabilă. Nu pot să vă ascund faptul că, în ochii opiniei publice, Consiliul Concurenței este o instituție cam discretă, ca să mă exprim elegant vis-a-vis de liderul de trai al românilor. Precesc că ați spus că avem cam cu 5% media prețul la carburanță mai scăzută decât în vestul Europei. Îmi permit să vă întreb, care este salariul minim în România? Dar dumneavoastră că decât media, nu decât în vestul Europei. Decât media, dar care este salariul minim în România, pe care 5 milioane de români îl primesc? Să vă pun eu altă întrebare. De exemplu, județul Vaslui, după câte știm eu, nivelul de trai scăzut. În București, nivelul de trai e foarte ridicat. Comparabil cu țări din vest. Aceeași întrebare puteți spune. De ce în județul Vaslui prețul e același ca în București? Eu nu cred că în județul Vaslui avem un salariu minim pe economie și în București alt salariu minim pe economie. Deci întrebarea mea este justificată. Care este salariul minim pe economie? Nu vorbesc de nivel de trai, stimate tot. Salariul minim pe economie, 5 milioane de români primesc, 3,5 milioane de români primesc acest salariu minim pe economie. Care, spuneți dumneavoastră, trebuie să fie mulțumiți că în România este cu 5% prețul mediu la carburanți mai este decât în vestul Europei. Noi n-am sugerat că trebuie să fie mulțumiți. Noi am arătat niște rate, prețurile sunt mai mici ca în Uniunea Europeană. Bun, eu atunci am sperit să vă pun o altă întrebare. Prețurile la benzină sunt cel puțin europene, iar la diesel s-ar putea să fie globale. Prețul ăla nu se formează în considerarea salariului minim din România. Asta nu e un factor care influențează prețul european sau global al combustibilului. Bun, dar îmi permiteți atunci să vin cu altă întrebare. Avem în România mai mulți producători de energie electrică. În România, ca în orice stat din Uniunea Europeană, se aplică acele taxe de cogenerare. Da? Bun, cei de la hidroelectrică produc cea mai ieftină energie electrică prin faptul că taxele lor de cogenerare sunt mult mai mici decât celor de la nucleare electrică, spre exemplu. Și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră, de ce prețul final către consumator este egal dacă hidroelectrica produce cu apă, da? Taxe de cogenerare mult mai mici, prețul ei final este similar cu cei de la nucleare electrică. Da. Vă vor răspunde, dar să știți că întrebarea asta e mai bine, adică trebuie adresată la NRE, dar vă vor răspunde că trebuie tot un alt mecanism. Da, știți de ce motiv? Dar de ce se întâmplă așa? Că spus întrebare de ce energia e electrică, energia din apă e ieftină și totuși energia, prețul final e mare. Știți de ce mecanismul din România și din toată Uniunea Europeană este următorul? Nu știu dacă cunoașteți conceptul de preț marginat. Haideți să vă spun așa câteva cuvinte. Ce înseamnă? Să spunem pentru că bursa, piața pentru ziua următoare. Încep să vândă producătorul. Păi vinde producătorul hidro cu 10 lei, n-are nicio legătură. Vine nuclear și vine cu 20 lei,
vine un producător care folosește pe un bun și vine cu 40 de lei și vine un producător care folosește gaz natural cu 50 de lei. Asta e ultima lună, că înainte că bun că ne-a spus. Știți care este prețul pieții? Ultimul preț, 50 de lei. Așa funcționează piața. De asta e. Da, asta se numește favoare vaccinașă și așa este reglementat în Europa. Hidroelectrica este o societate comercială, că nu avea niciun sens economic. Iar managementul foarte probabil că ar fi tras la răspundere, sigur că după un audit să vândă sub piață, adică să nu genereze veniturile pe care le-ar putea genera, gândiți-vă, hidroelectrica este și compania de stat. Și omul ăsta face culpabil, nu? Dacă n-ar aduce în bugetul statului banii pe care poate aduce urmând regulile pieței. Adică Și dacă mai permiteți o întrebare. Vă rog. Sigur că se are în vedere asta și se pun niște taxe pentru hidro, plătește niște taxe în plus. Ați prezentat o situație, am înțeles, cred că am reținut bine, 242 de procese pe care dumneavoastră le-ați avut în instanțe, cu o cotă de reușită de 90% la Curtea de Apel și 92% la Înalta Curte de Casație. Felicitări! Dați un exemplu, cam ce pedepse, sentință finală, definitivă și irrevocabilă, împotriva unei mari companii. Cum a fost ea pedepsită de justiție după ce a încălcat principiul concurenței? Care a fost pedeapsa acelei companii? Nu, justiția nu sancționează. Noi răspundem sancțiunea. Justiția a confirmat sancțiunea pe care dumneavoastră întemeiat ați înaintat acțiunea APRO. Da? Da. Care a fost pedeapsa? Pentru o companie mare. Aveți niște date? Noi nu știm. Știți de ce? Pentru că e o distanță în timp foarte mare când terminăm. Ei, aici vreau să ajung și mă bucur că mi-ați spus lucrul ăsta, mi-ați ridicat mingea la pilă. Vedeți, noi în societatea noastră trăim pe modele. Șoferii nu încalcă legislația pentru că știu că vor rămâne fără permis, vor plăti o amendă. Infractorii se gândesc de două ori dacă se producă o faptă antisocială pentru că știu că vor plăti cu pedeapsă de privativă de libertate de la 3 la 6 ani. Dau un exemplu. Acum, o companie care încalcă legea, o mare companie care primește 5% din cifra de afaceri. E prinsă, ați mai intrat în instanță, instanța confirmă temeiul documentației dumneavoastră, compania va plăti, opinia publică nu știe nimic, ei știu că hipermarketurile fac politica lor, comercianții de combustibil politica lor, ei nu cunosc, opinia publică nu cunoaște nimic. Ca în urma unei acțiuni a Consiliului Concurenței, instanța a dispus, nu știu, compania, nu știu care, amendă, suspendarea activității, nu știu. Și atunci eu, mare șef de multinațională, mă prind de Consiliul Concurenței. Ești ce, dacă plătesc cu amendă 100.000 de lei, viața merge înainte. Și facem, se întâmplă ce se întâmplă. În săptămâna florilor, vreau să vă dau un exemplu mic pentru dumneavoastră, mare pentru noi. Kilogramul de somon era 105 lei. După ce au trecut florile, a fost 36 de lei. Adică avem o sălbăticie în a jumuli consumatorul în funcție de perioadă. Și nimeni nu răspunde pentru asta. Intrați în domeniul ANPC-ului. Nu, dar dat un exemplu, da. Ce vreau să vă spun acum, sancțiunile aplicate de noi sunt executate în conformitate cu codul de procedură fiscală, deci ele sunt executate imediat. Întreprinderile ne conteste în instanță, însă banii sunt la stat. În măsura în care noi pierdem, dacă pierdem, banii se returnează, însă banii sunt dați atunci pe loc. Opinia publică e informată, există comunicate de presă despre sancțiunile noastre, apare în presă, fiecare decizie a noastră de sancționare. Într-adevăr, durata proceselor este foarte lungă, dar noi nu putem controla termenele în instanță. Iar o sancțiune mare și ce poate confirma colegii, ce atâta ne zic, dar a rămas definitiv cu una. Și acolo au fost 200 de milioane de euro. Din cea mai mare sancțiune aplicată de statul român vreodată.
și a rămas în picioare, în fața lor de curs de casație. Foarte bine, și nu credeți că opinia publică, pentru că sunt niște comunicate vagi, un agent economic a fost sancționat. Nu. 10, 3 păduri SRL a fost, pentru că atunci, știți, șefii mai vreau cum țin și la imagini. Băi, o afla toată țara că... De ce să nu se dă numele companiei care a căzut în... a încălcat legea? Ca nu, în opinia publică... Să știți ce au și neplăceri pe bursă, se întâmplă să le scadă acțiunile și... Dar să știți că de fiecare dată când s-a declanșat o investigație, în perioadă de timp, noi comunicăm faptul că se declanșează o investigație și care sunt porțile investigate. La fel, la finalizarea procedurii și după ce plenul a luat decizia de a condamna compania să plătească o anumită sumă de bani sau de a îi determina să încerteze o anumită practică, se comunică lucrurile acestea. Avem și o să vorbesc cu colegii mei, să vă dea dumneavoastră acces la raportul nostru de activitate pe anul 2021, care este public și pe care puteți folosi inclusiv pentru documentarea această conferință de presă. Deci se comunică, dar de obicei o să le urmăresc. Durează o zi, două, în presă, după care se trece la alte subiecte. Și atunci noi nu putem să avem un control vis-a-vis de cât de mult se publică respective de decizii. Dar să știți că o face și la începutul investigației și la sfârșit. Dar după putem apăra și activitatea Consiliului Conferinței Urbane, pentru mulți ani? Da, da, noi avem. Adică raportul ăla... Raportul nu este într-adevăr pe fiecare județ. Da, înseamnă aici colegul meu, Ciprian Pilar, o să fie la dispoziție detalii despre firmele din județe implicate sau sancționate de către Consiliul Conferinței. Asta este unul dintre cele două paliere și, pe de altă parte, putem pune la dispoziție activitatea Consiliului de colaborare cu autoritățile locale pe partea de ajutoare de stat, companii. Asta ce înseamnă primării, companii ale municipalității și demersurile pe care face Consiliul în sprijinul autorităților locale. Deci, era ce foarte ușor. Era de un plan local, ați putea face lucrurile astea. Era de un plan local. Domnul președinte, dați-ne spre final ce știți de banii din ambienta linii? Suntem în faza în care sunt înaintate către guvern. Propunerile toate sunt centralizate și în funcție de anumite criterii, presupun că undeva într-o lună de zile o să avem o situație clară, o hotărâre de guvern care să arate ce se finanțează. În mod evident, primordial va fi, dacă ați văzut, a fost inițial, dacă nu mă înșel, 6 asociații și comune care au prins pe gaz, deci din județul Bacău. Apoi e partea de apă și canal, care e ca o prioritate, și evident și infrastructura rutieră. Noi așteptăm ca în termen cam de o lună de zile să avem o situație foarte clară cu repartițiile din fiecare comună și ce proiecte sunt. Eu vă asigur că o să fie proiecte extrem de importante și va fi tot ca un al treilea PNDL la nivelul județului. Noi ne dorim cât mai multe șantiere în județ, în mod evident că, așa cum v-am obișnuit, o să vă informez de fiecare dată în etapele importante ale acestui proiect național. Dacă nu vă supărați, eu am dorit să închidem. Le mulțumim domnilor pentru participare și pentru modul cum am răspuns la fiecare din întrebările noastre, dar avem un program de respectat. La ora 11 trebuia să fim deja la CAEX, la întâlnirea cu primarii și autoritățile deconcentrate de la nivelul județului.
Mulțumesc mult! Da. Păi nu, eram sigur că este un subiect important și cred că asta e... Sunt trei zile în județul Bacău și, așa cum ați văzut, se răspunde la fiecare întrebare, indiferent de complexitatea acestea. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos!